Bun găsit la un nou webinar Social Moms. Vorbim astăzi despre autonomie. Sunt tare nerăbdătoare, primul rând pentru că o am pe draga mea prietenă Otilia alături de mine, care cu siguranță o să ne dea foarte multe informații despre dezvoltarea copiilor și de ce e importantă autonomia asta în viața lor, dar și în viața noastră a părinților până la urmă. Așa că de-abia aștept să îi pun cât mai multe întrebări și, pe de altă parte, de-abia aștept să îi puneți și voi cât mai multe întrebări, astfel încât să ne răspundă așa la întrebările pe care le avem punctual despre situațiile pe care le avem fiecare la el acasă. Otilia este psihoterapeut și expert în parenting și astăzi vine să ne povestească, așa cum vă spuneam, de felul în care ne creștem copiii, cum îi înțelegem, cum îi ascultăm, la ce trebuie să fim atenți astfel încât ei să, nu știu, să aibă o dezvoltare optimă până la urmă. Dar până atunci informația este, așa cum bine știți, foarte importantă și dacă aveți persoane, alte mămici, alți părinți interesați de acest subiect, haideți să distribuim acest webinar cât mai mulți, chiar și eu o să fac asta în comunitatea mea acum. Cred că am revenit, Otilia, eu nu-mi dau seama pe telefon foarte bine. Uite, da. Înainte să-ți spun prima întrebare referitoare la autonomie, am o surpriză pentru cei care sunt astăzi prezenți alături de noi și anume 10 premii și 10 cadouri, evident, oferite de partenerii noștri la acest webinar, cei de la Generalii România, care au pregătit aceste 10 premii frumoase, formate dintr-un leu de pluș foarte simpatic și un ghiozdan și o șapcă. Tot ce aveți de făcut este să completați formularul care este prezent în descrierea acestui webinar și care o să apară și în chat sau în feed-ul de comentarii. Deci completați acest formular ca să puteți să participați la acest concurs. Iar mâine, 14 iunie, într-un comentariu la această înregistrare, vor fi anunțați câștigătorii. Premiile se vor acorda către 10 dintre voi care completează, evident, acest formular. Haideți să trecem la prima întrebare și în timp ce tu o să ne răspunzi, Otilia, eu o să mă uit deja că sunt destul de multe persoane care au început să scrie. Da. Așa că hai să începem cu întrebarea clasică. Ce este această autonomie și cum apare ea? Da. În primul rând vreau să-ți spun, Gabi, că și eu mă bucur să fim iar împreună, că noi am mai fost împreună și în emisiunile tale de la TV și aici la webinarile Social Moms și sunt bucuroasă să te revăd și să împărțim această emisiune. Și eu te admir foarte mult și apreciez foarte tare munca ta, așa cum știi, și mă bucur să împărtășesc și eu și tu astăzi împreună pentru oamenii care ne urmăresc. Și eu aș vrea să salut oamenii care au scris aici, că din fericire văd un pic că lumea scrie și sunt foarte bucuroasă că sunt multe persoane care ne urmăresc. Bună, Anca, te știu personal și mă bucur foarte tare. Așa. Bun. Deci ce este autonomia? Autonomia este una dintre nevoile ființei umane, da? Deci avem nevoie de autonomie, pentru că fără autonomie noi nu putem să fim noi înșine. Fără și cumva parcă e mai ușor să definești autonomia prin absența ei, știi? Inițial, adică dacă nu ai autonomie, ce se întâmplă cu tine? Dacă nu ai autonomie, ce faci tu? Înseamnă că mulțumești pe altcineva, înseamnă că ești în opoziție cu cineva ca să te lupți pentru autonomia ta, da?
Dar, practic, ce înseamnă autonomia așa pe scurt? Înseamnă că eu am voie de la mama și de la tata, eu copilul, da, am voie de la mama și de la tata, mi se permite să am gândurile mele proprii, să am senzațiile mele fiziologice proprii, să-mi fie frig, să-mi fie cald, așa cum simt eu, să decid asupra corpului meu dacă vreau să mă pupe mătușa în felul ăsta sau dacă nu vreau să mă pupe mătușa în felul ăsta, dacă simt tristețe sau dacă simt frică sau dacă simt bucurie. Deci, practic, ce înseamnă autonomie este să am eu puterea asta de a decide, să mi se permită inițial să decid ce gândesc, ce simt, ce vreau și să am și spațiu pentru a avea lucrurile astea. Așa percep eu autonomia. Foarte, foarte interesant, pentru că ai spus-o așa cumva în, ca într-o oglindă. Cum e ea și cum de fapt ar fi dacă n-ar fi și cum s-ar simți practic în corpul nostru. Și da, are cred că mare legătură cu această ai voie, n-ai voie, și probabil că cam ăla este momentul în care începem să avem copii autonomi sau mai puțin autonomi. Depinde și cum suntem noi structurați, de felul nostru, de personalitatea noastră, de fricile pe care le avem. Că na, copilul e mic și ne e frică, uite, să coboare, să urce, să pună mâna. Și atunci probabil că apare acel celebru ai voie, n-ai voie și explică cumva ce ne-ai spus tu până acum. Cum începe copilul să devină, nu știu, autonom sau la ce ar trebui să fim atenți, de la ce vârstă, în ce fel? Da. Cred că trebuie să știm un lucru, că autonomia începe în prima lui zi de viață în burtică. Da, atunci începe autonomia copilului. Asta înseamnă că el fiind conectat la lumea mamei, da, el vede dacă are voie să fie băiețel sau are voie să fie fetiță. Și când zic că are voie, înseamnă o permisiune nerostită din partea mamei, da, inițial, zic de perioada din burtică. Deci mama îi dă permisiunea prin bucuria ei de celulă, de bebeluș, de embrion și așa mai departe, de a fi el însuși, de a fi băiat sau de a fi fată, de a sta într-o anumită poziție sau a nu sta într-o anumită poziție. Deci autonomia, practic, copilul și-o dezvoltă încă din burtică, pentru că el mereu testează, eu am voie să fiu autonom sau nu. Apoi se naște. Da? După ce se naște, eu am voie să plâng acum sau n-am voie să plâng acum. Și pentru asta eu mă conectez la mama prima oară. Mă conectez la ea să văd dacă eu plâng, mama e ok cu asta sau nu e ok cu asta, da? Și așa începe autonomia, din micromomentele astea, din microinteracțiunile dintre mămică și copil, da? Dacă mama îi dă voie, și repet, acest îi dau voie nu trebuie să fie verbal, ci este exprimat, da? Exprimat prin: mamă, eu sunt bine cu tine în brațe acum plângând. Eu sunt, mă descurc cu asta. Da? Asta înseamnă îi dau voie. Deci așa începe autonomia, din micromomente în care copilul observă dacă mama e în regulă. Dacă mama nu e în regulă cu plânsul lui, cu autonomia lui, da, pe care el și-o caută, cu faptul că nu vrea să fie înfășat, că dă din piciorușe și că vrea să stea așa. Dacă el vede că mama nu e în regulă cu asta, atunci el se adaptează și practic nu mai este autonom. Și de ce se adaptează? Pentru că el are nevoie de permisiunea mamei, de aprobarea mamei. Apoi, pe măsură ce merge, sigur că se uită la tata. Pe măsură ce copilul crește, tatăl este în familie, este cel care încurajează cel mai tare autonomia copilului. Pentru că mama se teme, cum ai zis și tu mai devreme, să nu cadă, să nu ceva. Tatăl, pentru că a fost vânător la origine, nu se teme atât de tare și îl lasă să țopăie, să cadă, să alerge, se joacă cu el, îl aruncă în aer, îl prinde. Deci cumva cu tatăl copiii își permit să fie mai mult autonomi decât sunt cu noi mămicile. Așa, ca o statistică. Așa.
Cam asta aș zice. Din păcate, autor. Cred că nu te aud. Nu, eu nu te aud acum, Gabi. M-auzi dar acum? M-auzi acum, Otilia? Da, acum te aud. Da. Acum te aud. Așa, acum te aud și fii atentă, dacă nu ne mai auzim, o să mai vorbesc eu puțin. Gata, acum iar. Te aud, e tot în regulă. Așa. Așa, până când te aud iarăși pe tine, da, văd, citesc comentariile voastre, să știți, și văd că, într-adevăr, că se întrerupe un pic semnalul. Văd că ce spune Ileana depinde. Dacă copilul stă în mare parte cu mama, atunci mama și copilul vor fi foarte legați emoțional. Da, așa este. Într-adevăr, dacă copilul și mama stau, petrec foarte mult timp împreună, da, atunci este normal ca mama și copilul să fie dar ideea este că poate să nici nu stea prea mult împreună. Copilul mic tot pe mama o caută într-o încăpere plină de oameni. Copilul micuț, da? Așa. Cu plăcere, da, cu plăcere. Bun, hai să vă mai zic eu, până când o avem iarăși pe Gabi alături de noi. În cartierul lui Gabi, vă mai zic eu puțin, în cartierul lui Gabi s-a oprit curentul și atunci ea este conectată la telefon și de asta. Dar o să revină, să sperăm că revine și curentul și că revine și Gabi alături de noi. Cumva, deci, legat de autonomie, ce e important să știm noi, părinții, este că eu, ca și copil al mamei și al tatălui meu, eu, ca să pot să fiu autonomă, eu am nevoie să mi se permită asta. Asta înseamnă că dacă nevoile mele de atașament, că există nevoi de autonomie și nevoi de atașament, nevoi de simbioză cu mama și cu tata, în primă fază cu mama. Dar eu, ca să pot să fiu liberă, liber și să mă bucur de viața mea, da? Eu am nevoie ca nevoile mele de atașament să fie împlinite. Deci eu nu pot să fiu, da? Eu nu pot să fiu liniștită, eu nu pot să mă duc să zburd dacă știu că mama mea nu se bucură. Pentru că nevoile astea de simbioză, nevoile de atașament arată în felul următor. Ce înseamnă? Înseamnă că mama și tata mă privesc cu bucurie. Asta este prima, da? Ce mai înseamnă? Gabi, cum ești? Că te-am văzut că ai intrat. Da, sunt așa. Bine. Mă auzi? Da, te aud. Acum te și deci văd eu, numai. Deci povesteam, numai ce povesteam, că se pare că universul a vrut să ne demonstreze că autonomia noastră e la putere. Iar la mine acasă curentul a decis să vină și să plece și să vină și să plece și să vină să plece și am decis să devin autonomă și o să rămân pe telefon pentru că nu-mi dau seama ce mai are el de gând să facă. Da, că ești iar. Îmi pare rău. Îmi cer scuze tuturor celor care sunt prezenți. Am încredere că Otilia i-aș face treaba mai departe foarte, foarte bine. O să rămână așa pe telefon și vedem ce se întâmplă. Da, Gabi. Ce ziceam mai devreme? Ziceam, da, vrei să continui să zic ce ziceam și apoi să ne întoarcem un pic la flow-ul tău, așa puțin? Da, vreau să-ți povestesc că din păcate n-am putut să aud ce ai spus tu, dar nu vreau să repeți pentru mine ca să nu fie plictisitor pentru cei de acasă. Și atunci cred că e mai bine să trecem la întrebarea următoare și anume, noi oamenii facem de multe ori confuzie între independență și autonomie. Ne dorim și foarte mult, ba chiar ne batem cu pumnul în piept câteodată spunând că copilul meu e independent sau plângem că nu e independent. Da. Are legătură independența cu autonomia? Da, eu aș vrea, mă bucur că avem această emisiune pe care ne oferă Social Moms și Generali. Și mă bucur foarte tare de ce? Pentru că putem să clarificăm o dată pentru totdeauna cum este independența. Că independență înseamnă practic opusul dependenței. Da? Opusul dependenței.
Nu? Ce, deci independent înseamnă să nu fiu dependent. Pe când, practic, noi ființele umane suntem dependente. Adică orice am face, noi suntem dependente. Uite, acum noi două suntem dependente una de alta ca să ne iasă treaba. Da? Suntem dependenți noi toți de acești oameni care ne urmăresc și ne scriu ca să ne iasă treaba mai bine. Deci noi suntem dependenți, ființe dependente. Dar nu există o ființă care să nu depindă de alta. Și atunci e bine să acceptăm, da? Să acceptăm că suntem ființe dependente și că copiii noștri, iertați-mi cacofonia, da? Dar copiii noștri sunt dependenți de noi. Total dependenți de noi. Bun. Acum eu știu că există o dependență care poate să ducă înspre anxietate și am văzut acum cumva în comentarii că, uite, a scris cineva, uite, Elena a zis că al meu e dependent de mine, dar are și perioada de când e independent. Da? Ok. Deci dependența e normală. Ce înseamnă că copilul e dependent de mamă și de tată? Înseamnă că am nevoie de ajutor, am nevoie să mă ghidezi, am nevoie să mă sprijin, am nevoie să mă vezi, am nevoie să mă asculți, am nevoie, da? Avem nevoie, copiii au nevoie de noi. Și spune Violeta, și noi suntem dependenți de copii. Exact. Da, suntem. Cum să nu suntem? Suntem dependenți de copii mai mult decât ne dăm seama și este în regulă să fim așa. Deci aș zice că mai degrabă să vorbim de autonomie decât de independență. Pentru că independența ne-o dorim noi, părinții care nu și-au permis să depindă. Deci noi ne batem cumva cu pumnul în piept că vrem copii independenți sau că noi vrem să fim independenți, pentru că atunci când nevoile noastre au depins de mama și de tata, au depins degeaba, că ei nu le-au îndeplinit anumite nevoi. Da? Și atunci am învățat, cumva ne-a învățat viața, că nu e bine să depindem. Și am zis, domnule, nu e bine să depinzi ca să nu suferi. Nu? Exact. Da. Deci asta aș spune, că mai degrabă să vorbim de autonomie decât de independență. Și adică probabil că nici neavând acest exercițiu al unei persoane care să ne ajute atunci când aveam anumite nevoi, nici noi nu avem un exercițiu foarte, foarte clar de a satisface nevoile copiilor, ci mai degrabă tindem să le satisfacem și nevoile și dorințele, și atunci cei mici, pe măsură tot satisfaci și lucruri ca să nu pățești, ai pățit tu când erai mic și tot așa, ei cer și mai mult, se supără și mai mult și atunci chiar le dau senzația că sunt dependenți de noi și atunci poate că ne și confirmă că această dependență nu e ceva plăcut și vrem exact opusul. Foarte interesant, eu formulez concluziile astea pe baza ceea ce spui tu și pe momentele mele de aha din ce povestești tu. Uite, acum pot și eu să văd comentariile și sunt foarte, foarte fericită. Elena Stan spune, în unele cazuri e și vina noastră, vrem să-i ținem cât mai mult aproape de noi. Iar Andreea Roxana Porosnicu spune, eu sunt mai dependentă de fetița mea decât este ea de mine. Eu sunt acum în spital că am născut al doilea bebe, iar fetița este acasă cu tati și bunii și este foarte, foarte bine. Eu râd acum pentru că câteodată băiețelul meu mă întreabă când mai mă duc să dorm seara cu el, mă întreabă, auzi, dar tu vii să dormi cu mine că ți-e frică? Adică cumva tu ești de fapt dependentă să vii să dormi cu mine, că de fapt nu te-a chemat nimeni. Dar nu te-a chemat nimeni. Nu. Da. Dar îmi place și confirm ce spun mămicile în comentarii. Mamă, e plăcerea aia, așa, știi, să-l simți și poate că te și gândești că o să pleci într-o zi de acasă și o să fie la casa lui și hai să mai profit un pic. Și na, nu știu, poate că nu-i bine tot timpul, nu? Ei, e așa cum e. E bine că atâta timp cât, uite, el îți spune, știi, băiețelul tău îți spune, mami, dar nu cumva ție frică, eu cred că lucrurile sunt clare și pentru tine și pentru el. Pentru că dacă știu că teama noastră este, aoleu, îi împovăresc pe copii, da? Dar dacă îi împovărăm în momentul în care nu rostim lucrurile astea și nu ni le cunoaștem noi. Dar da, și eu...
și eu aseară am ieșit din casă și am zis că trebuie să duc pe unul din copii undeva și am zis, vă rog să vă fie dor de mine în timpul ăsta. Le-am zis în engleză, please miss me, please miss me. Vezi că, de fapt, suntem și noi niște copii, da, cu niște copii interiori acolo care și-au dorit să le fie cuiva, nu știu, dor de ei, nu? Dor de noi, da. Și cumva facem asta cu copiii noștri și apoi ne e greu și păi dăm tot vina pe ei. Nu știu dacă ai citit ce a scris Elena Stan, dar citesc eu acum. Băiatul meu nu stă cu nimeni, are 4 ani și jumătate și nu pot pleca nicăieri fără el. Ai citit asta? Am citit un pic mai sus, da. Și ai și răspuns la ea? Ne-am răspuns. Hai să vedem ce facem cu un copilaș de 4 ani și jumătate. Mărișor, adică trecut de anxietatea asta de separare și la 8 luni și la 2-3 ani, e mărișor, e deja 4 ani și jumătate și totuși nu poate să plece mami fără nicăieri fără ca el, nu știu, să meargă sau să plângă sau nu știu, să aibă o reacție anume. Ce facem? Da, situațiile astea sunt foarte des întâlnite, da? Când chiar dacă copilul are 4 ani, tot nu vrea ca mama să plece. Păi ar fi așa, primul lucru pe care eu l-aș face ar fi să văd dacă există o parte din mine care are nevoie ca el să mă vrea acasă, da? Adică să văd, poate că într-un fel plânsul lui mie îmi face bine, poate că este o parte din mine care vrea să fie dorită acasă, da? Poate că eu ca femeie vreau să ies cu soțul meu, da? Dar poate că eu ca o fetiță mică de prin mine, poate că se bucură că uite, pe mine mă vrea copilul ăsta și nu mă lasă să plec. Uite, are nevoie de mine. Și atunci vreau să-mi cunosc partea asta, adică să fiu sinceră cu mine dacă există o parte care se bucură că am un copil dependent de mine. Da. Asta ar pentru fi că e cineva acolo care te vrea, te dorește, te... Da, exact. Oricât de obositor ar fi, că știu că e foarte obositor, sunt sigură că există o părticică care cumva are o anumită bucurie că e nevoie de mine. Mai este o parte, poate, dacă nu e partea asta, poate să fie alta, în care îmi este frică că pățește ceva. Poate mi-a fost frică la un moment dat, poate mi s-a întâmplat mie ceva la un moment dat, da? Deci dacă plec, ce o să se întâmple? Aole, o să-i fie rău, o să sufere, o să plângă, nu pot să ies, o să plângă și o să sufere. Și ce o să creadă? O să creadă că l-am abandonat, o să creadă că nu-mi pasă, da? Deci trebuie să-mi urmez un pic firul ăsta să văd de ce anume îmi e mie frică că e lui frică. Ce o să pățească el dacă eu chiar plec? Da. Uite ce simpatică declarație așa a Clarei Bosinceanu, da. Chiar m-am atins cumva, iubirea lor e necondiționată și curată, de aceea suntem dependenți de ei. Deci cumva e partea de iubire necondiționată de care parcă ți-e greu să te desparți, nu? Da. Și să ieși așa în lume cu toate problemele și te duci la unde ai de dus și acolo e lumea cum e și da, și parcă stai acolo cu sufletelul ăla curat acasă. Da, exact. Vrei să stai acasă pentru că nimeni nu te iubește așa ca ei. Nimeni nu ne iubește ca și copiii, da? Și nimeni n-au nevoie asta. Deci nimeni n-au nevoie asta ca așa cum au copiii și de asta e irezistibil. Cu toate astea trebuie să plecăm. Da. O, hai să revenim, să lăsăm flutura și să zboare. Exact. Hai să revenim și să vedem, pentru că nu îi ajutăm. Din păcate, nu trăim într-o lume perfectă în care să putem să ne hrănim doar cu această dragoste necondiționată și asta să ne aducă doar bine. Din păcate, din prea mult bine putem să facem câteodată și rău, pentru că ei vor să se desprindă la un moment dat. Și atunci când ei nu pot să se desprindă, uite, 4 ani jumate, ei sunt încă poate micuți, dar deja când se mai duc la școală, ei și-ar dori să se desprindă și nu pot. Și asta le cauzează o supărare foarte mare, așa e, Otilia? Da. Și apoi, deci dacă cumva ei n-au vindecată teama asta de separare, o teamă de separare despre care spuneai tu mai devreme că un anumit nivel de teamă de separare e specific vârstelor
menționate de tine, 7-8 luni, 3 ani, 2-3 ani, da? Dar ce este în plus și nu se vindecă, cumva se duce la, până și la vârsta adolescenței, până și la vârstele noastre, se duce, doar că un copil mai mare care se duce într-o excursie nu poate să zică nu mă duc pentru că mi-e dor de mama sau nu pot să stau fără mama. Nu o să-și permită nici el față de sine să recunoască asta. O să zică că îl doare burta, o să zică că e o prostie de excursie, că el n-are chef de muzee, dacă nu știu ce. Deci o să-și găsească niște pretexte astfel încât să nu se ducă și să rămână acasă cu mama sau cu tata, dar cu mama e de obicei. Da, deci da. Da, ei suferă. Și asta poate să continue până la vârste chiar înaintate. Adică lăsând gluma la o parte, vedem și adulți care rămân cu părinții acasă. Da, da. Și apoi ne transferăm teama asta de separare, ne-o transferăm pe partenerul de cuplu, ne-o transferăm pe copii. Uite, pleacă copilul și eu nu pot să stau fără el. Păi atunci înseamnă că e la mine cumva. Sigur că mi-e greu fără copil. Da, pentru că de multe ori copiii ne dau sens. N-ar trebui să fie așa, dar așa e, asta e o realitate, că de multe ori nu avem un sens mai bun în viața noastră decât acela de a crește copiii. Da, deci fetele din această seară, mămicile din această după-amiază, cred că s-au pornit pe mine, sunt pornite pe mine. Dacă nu plâng până la finalul webinarului, îmi dau singură un premiu. Scrie Violeta Porosnicu: pentru oameni suntem un simplu om, dar pentru ei suntem totul, ca și cum ei sunt totul pentru noi. Deci dacă nu plâng până la finalul webinarilor, deci fetelor, sunteți minunate. Deci nu pot să spun decât că sunt minunate. Nu pot să trag decât o concluzie simplă și nu cred că suntem doar aici în bula noastră privilegiată. Cred că trăim un fenomen în creștere, și anume acela al părinților mult mai empatici, mai implicați, parcă care își înțeleg și apreciază dragostea asta care se creează în familie, și pentru asta vă felicit foarte, foarte tare. Păstrați-vă iubirea aia și păstrați-vă copiii aproape. Elena Stan, da, așa este, copiii sunt sensul vieții noastre. Păstrați-vă toate aceste concepte atât de minunate și hrăniți-vă din ele, dar haideți totuși să ne întoarcem și la autonomie. Pentru că eu am eu aici o întrebare cu rezistența la frustrare și cu reziliența copiilor și cu teama de succes și cu teama de eșec. Și începusei frumos, te dusesei în direcția asta, Otilia, și hai să vedem totuși cum păstrăm echilibru. Adică, nu știu, cred că am decis cu toții că această dragoste dă dependență, și dragostea noastră față de ei și dragostea lor față de noi dă dependență, și ne ducem și dormim cu ei, că nu că ne e frică, că acolo așa e bine și frumos și miros frumos a copilași mai mici sau mai mari. Și în același timp, eu spun acum din propria mea experiență, pentru că copiii mei sunt ceva mai mari, în același timp, pe cât mă încarcă și mă hrănește toată povestea asta, pe atât de tare mă doare când văd chestiile astea pe care le-ai descris tu. Că zic, nu vreau să mă duc acolo că e o prostie de excursie sau rămân acasă, că nu-mi place locul respectiv. Adică când văd teama lor de eșec sau teama lor de a experimenta ceva nou, de a ieși din zona aia de confort. Și îmi închipui că pe măsură ce trece timpul e mult mai greu să dezvolți autonomia. Deci hai să vedem cum facem să păstrăm echilibru. Să le arătăm că suntem îndrăgostiți de ei și ei de noi, dar în același timp ne pasă de ei și de felul în care vor deveni autonomi în lumea asta, în care noi nu vom fi tot timpul alături de ei. Da, da. Da, eu cred că, adică, noi știm cu toții că ei au nevoie să, apropo de teama de eșec, da, că au nevoie să încerce. Da? Realitatea este că nu ajunge să le spunem copiilor: tu ești minunat așa cum ești și chiar dacă eșuezi, eu tot te iubesc. Da?
nici măcar la 4 ani nu le mai ajunge să audă asta, adică nu le place, pentru că ei ce au nevoie să audă ca parte din nevoia lor de autonomie este: îmi pare rău că ai eșuat. Adică să zicem pe față adevărul, da, ai eșuat. Adică n-aș zice fix cuvântul ăsta, că mi se pare așa foarte mare, dar da, nu ți-a ieșit. Da? Dacă el numește ăsta eșec, îl numim și noi eșec, îl numim ca el. Dar autonomie înseamnă și să nu ascundem sub preș realitatea. Înseamnă și să nu-i protejăm de propriile lor defecte. Că au defecte copiii noștri, da? Au strategii de supraviețuire care nu ne plac. Au strategii de evitare, au strategii, tot felul de strategii. Poate că, nu știu, unii dintre copii se uită prea mult la TV, unii mănâncă prea mult, unii nu vor să iasă și stau numai la... Da, deci nu e ca și cum ne place tot ce fac copiii noștri. Și atunci întrebarea este cum fac să-mi iubesc copilul ăsta astfel încât să nu vreau să-l modific foarte tare. Adică da, eu aș vrea să modific copilul, să facă tot ce cred eu că e bine, ce zic cărțile astea, dar dacă copilul e fix așa cum îl văd, cum fac eu să-l iubesc? Pentru că dacă vreau să-l modific și să zic nu trebuie să-ți mai fie frică de eșec, nu trebuie să-ți mai fie frică să te duci la grădi singur, nu trebuie să-ți mai fie sau așa, atunci eu practic vreau să eu îi modific autonomia. Și întrebarea e ce fac realmente? Și atunci eu trebuie să mă uit la mine, că singurul fel în care eu pot să-l accept pe copilul meu așa cum este, da, este să învăț să mă accept pe mine cu eșecurile mele. Eșecurile, da, așa se zice. Da, cu așa. Cu eșecurile mele să mă accept. Să mă accept cu defectele mele, cu dudele pe care le fac. Da, nu e ușor, adică nu se întâmplă de azi pe mâine și este un proces care poate să dureze niște ani, care poate să dureze niște luni, depinde de ritmul fiecăruia și de prioritățile fiecăruia, de contextul de viață al fiecăruia. Și atunci totul e să zic, ok, nu mi-accept copilul, primul lucru e să recunosc, da? Deci practic îmi vine să cam umblu la autonomia lui, da? Recunosc asta, vreau să-l controlez, vreau să-i controlez viața, destinul, succesele, reușitele, să intre nu știu unde, la ce liceu, la facultate, vreau să fac asta, dar el nu vrea. Și atunci eu cum să fac? Cum îl iubesc? Singurul fel în care realmente îl iubesc, da, este când mă accept pe mine. Și mă plac pe mine și mă înțeleg. Uite, un pic mai. Da. Uite, Georgiana Porgras scrie: tot timpul eu fac alături de ei ca să prindă curaj, doar dacă vrea să facă. Deci exact chestia asta de a le arăta că și noi facem tot timpul lucruri pe care, în care câteodată ne ies, câteodată nu ne ies și ne acceptăm, așa cum spui și tu, atunci când am greșit. Să știi că eu aveam o perioadă în care de câte ori făceam ceva greșit, mă blamam așa, dar mă blamam public cumva și la vedere. Da. Și eu înțelegeam că așa arăt că am greșit și că și eu greșesc, fără să-mi dau seama de fapt că dădeam dovadă de faptul că nu mi-acceptam greșeala și că greșeala aia nu era adică iertată de tine. Nu era iertată, exact, nu era iertată de mine. Și uite că dacă facem chestii alături de ei și le arătăm că suntem cot la cot, bine, fiecare cu activitatea lui, că acum logică, dacă trebuie să decupez, eu o să decupez și o să-mi iasă bine și copilul lui într-o competiție neloială până la urmă. Dar am făcut și eu chestia asta, Georgiana, apropo, de câte ori trebuiau să vină ei să-și facă temele acasă, mă apucam și eu de făcut ceva de lucru, de obicei, nu neapărat de treabă prin casă, ca să fiu acolo cot la cot cu ei și fiecare să-și facă treaba lui și cumva să ne acceptăm că fiecare, uite, are și parte de eșec și parte de succes. Era o întrebare foarte interesantă și nu vreau să o pierd, pentru că am găsit-o, pentru că tot am discutat despre copii, poate
Adică ne-am strâns aici și ne gândim ce facem copiii care vrem să, cărora vrem să le simulăm autonomia sau care nu sunt neapărat autonomi. Dar uite, Elena Torac spune cum reușesc să o fac pe fata mea să nu mai fie atât de lider, lider pus așa între ghilimele, în grupuri de copii, astfel încât să nu mai am conflicte cu adulții care nu tolerează un copil prea autoritar, prea autonom. Nu este vorba de bullying. Copilul are 5 ani și 8 luni. Eu, sinceră să fiu, Elena, dacă mai ești alături de noi, aș simți nevoia de mai multă claritate în mesajul pe care, adică să înțeleg un pic ce se întâmplă cu ea de a ajunge în situațiile astea. Dar până una alta, până ne scrii tu, dacă mai ești alături de noi, aș formula-o eu din perspectiva asta. Sunt foarte mulți copii care au o autonomie extraordinar de bună și care intră neapărat în conflict, dar intră așa, se lovesc puțin de copiii care nu au autonomie și poate le spun, dar cum, nu știi să te încalzi sau nu știi să mergi la toaletă singur sau haide să-ți arăt eu cum se joacă jocul și preiau cumva rolul ăsta de conducător de joc. Și hai să o separăm întrebarea în două. Câteodată se supără copiii, câteodată se supără părinții. De ce se întâmplă asta? Mă întreb pe mine sau aștepți da? Răspuns? A, mă întreb pe mine! Credeam că aștepți răspuns. Eu credeam că nu mă mai auzi, Otilia. Zic că n-am fost chiar atât de retoric. Elena o aștept. Da. Pe Elena o aștept să văd dacă vine cu completarea. Dacă nu vine cu completarea, te întreb pe tine. De ce, de ce se întâmplă supărarea asta? Eu aș zice că întrebând treaba asta, practic, fără să-și dea seama, Elena se duce un pic pe autonomia fetii. Fata e lider, da? De ce să o fac mai puțin lider dacă nu face bullying? Adică n-am înțeles. Da? Deci dacă nu e bullying, mă rog, care înseamnă faceți toți ca mine, că altfel plec sau altfel nu știu ce fac, atunci aș lăsa fata să fie lider, pentru că sunt grupuri în care câte un copil trebuie să fie lider. Sunt anumiți copii care au calități născute mai tare către lider. Acum, de ce se supără părinții? Păi toți părinții vor copii lider. Asta, de ce se supără părinții? Că am auzit noi că e bine să fii lider. E bine să fii lider, exact. Dar dacă n-ai calitățile de lider, să putea să fii foarte rău să fii în rolul de lider. Da, da. Că nu toți suntem bine în rolul de lider. Da, exact. Da, da, deci, Elena zicea că cumva intră în conflict cu adulții, adică adulții de pe margine se supără. Păi și eu ce să le fac la toți adulții? N-am ce să le fac la toți așa. Adică, adică mai e un conflict. Merg mai departe. Ei vorbesc și... Da, dacă depinde. Dacă sunt oameni în parc, ok, le zic, îmi pare rău ce se întâmplă cu dumneavoastră. Adică, cum ai spus tu, tu ai spus foarte bine, să separăm supărarea părinților și nu avem timp de toate supărările părinților și supărarea copiilor. În primul rând, eu de cine trebuie să am grijă? De copilul meu, în primă fază. Ei, dacă copilul meu este afectat de faptul că am citit un pic mai devreme că copiilor nu le place. Hai să citim tot comentariul, să înțeleagă și cei de acasă. Da. Elena a completat, în jocuri îi place să stabilească regulile, să indice care urmează la rând, îi place să îndrume. Educatoarele au zis că e foarte descurcăreață, copiii nu par deranjați, însă adulții mi-au comunicat că este prea șefă, iar copiilor nu vor să fie dictați de către fată. Nu, părinții nu vor să fie dictați de către fată. Nu copiii. Copiii înțeleg că nu sunt deranjați, da? Și părinții au o problemă cu treaba asta. Și înțeleg că părinții au o problemă, că și mie mi-ar plăcea să fie lider, da? Dar în același timp trebuie să văd așa, dacă eu sunt părinte de copil care nu este lider, da? Și îmi doresc așa de tare, trebuie să mă întreb de ce îmi doresc, da? Sigur că e ușor să mă năpustesc la Elena, da? Dacă sunt unul din părinții afectați, mi-e ușor să zic, da, mai țineți fata acasă. Dar nu despre asta e vorba, pentru că o să vină alt copil care o să fie lider. Este vorba despre de ce vreau eu așa de tare să am copil lider, în primul rând. Ce mi-a lipsit mie, da? Deci este o munca lor interioară. Îmi pare rău că vă deranjează pe voi. Haideți că mai văd eu, mai vorbesc un pic cu ea, să vedem dacă vrea și ea să schimbe felul de a se juca.
Și poate că ar trebui să existe o discuție simplă și firească, poate chiar acolo, în cadrul grădiniței, în care să se dezbată faptul că oamenii sunt diferiți, da, și că nu toți oamenii au calități de lider. Și asta nu ne face pe unii superiori altora. Asta nu înseamnă că liderul este superior, ci doar probabil că are o abilitate mai bună de a coordona, de a fi structurat, organizat, responsabil. Știi că e și zicala aia, cu multă putere vine și multă responsabilitate. Și nu toată lumea. Eu, de exemplu, mă dau pe mine exemplu, să mă ferească Dumnezeu să mă pună cineva într-un rol de șef, oricum nu o să-l accept, pentru că nu-i pentru mine și nu-i despre mine. Nu-mi place, nu pot. Nu e în abilitatea mea să conduc grupuri de oameni. Nu pot, gata. Și nici nu-mi place. Și am învățat că e foarte bine să ai un șef care are el responsabilitatea grupului, iar da, eu pot să fac doar ce știu eu să fac mai bine. Și e ok. Nu sunt liderul sau șeful nimănui și mi-e foarte bine. Așa și copilașii respectiv. Trebuie să acceptăm că unii sunt fericiți în rolul de lider și alții sunt fericiți în rolul în care doar li se spune ce au de făcut și ei fac. Adică fericirea e aceeași. Nu e liderul mai fericit decât subalternul, da, sau decât cel care e coordonat. Că presupun că asta e teama părinților, că sunt copiii inferiori, că nu știu, că nu se descurcă în viață, că le merge prost, Dumnezeu știe. Și atunci, da, așa cum ai spus și tu, ar trebui să ne gândim de ce vrem să fie copilul lider, care e convingerea noastră despre acest termen de lider și de ce credem că copilul nostru ar fi bine să fie așa și ce beneficii îi aduce și ce credem noi despre asta. Gabi, mai era o întrebare de la un tătic, de la Daniel, da, colegul nostru. Și am zis că fiind gata, l-am găsit și eu. Bună, Daniel! Mulțumim, da, că ne urmărești. Da. Ia să vedem. Zi, Otilia, fiind tătic, normal că avem o afinitate față de tăticii implicați și de asta mi-am dorit să vorbim și despre întrebarea ta, Daniel. Dacă e în regulă să fim prieteni cu copiii, da? Și răspunsul este că da, că este în regulă să fim prieteni, mai degrabă să fim prietenoși, deci să avem cumva să manifestăm calitățile de prieten atâta timp cât avem și calitatea de a pune limite. Pentru că practic ce calitatea asta de a pune limite și de a proteja, pe care prietenii de 7-10 ani, să zicem, o fac mai puțin. Deci eu sunt pentru, nici nu sunt pentru a zice, domnule, părintele-i părinte și nu-i prieten. Nu, pentru că vrei să fii un pic de prieten, adică vrei să manifesti calitățile astea de prietenie în care îl înțelegi, îl aprobi, te bucuri pentru reușitele lui, nu-l critici, pentru că de asta copiii se duc la prieteni, da? Calitatea asta nu prea e la părinte. Dacă în copilul o dă în bară, se duce la un prieten. Deci din punctul ăsta de vedere este minunat să fim prieteni cu copiii noștri. Adică să nu criticăm, să ne bucurăm de reușitele lor și să nu le criticăm gafele, greșelile, eșecurile. Să nu-i criticăm, să nu-i facem de rușine, da? Deci este perfect să fim prieteni cu ei, ținând cont că, domnule, eu trebuie să și protejez. Deci dacă am și protecția și limitele și cumva ajutorul în a lua decizii, ghidajul, dacă ne uităm ce face un părinte în plus față de un prieten, ghidează, sprijină, susține, încurajează, bine, și prietenii încurajează, da? Și protejează. Asta face, să zicem, un părinte mai mult decât un prieten. Deci prieten plus aceste calități pe care le-am zis. Da, deci foarte interesant cum ai explicat, că ar trebui să avem acele calități. Da. E foarte greu ce ai zis, Otilia. Foarte greu. Da. Da. Adică că îți vine să critici copilul și să-i spui tu acolo ce ar fi mai bine pentru el. Nu și cred. Ce... Uite ce zice Daniel, că e prea prieten. Nu. Alea, calitățile alea de prietenie e foarte... Nu le domoli. Că de aia noi vrem să vină înapoi. Nu. Calitățile de prieten să fie de prieten și eu sunt sigură că tu îi protejezi, că îi duci la școală bună, că nu
îi lași, nu, îți lași fetița de 10 ani să stea noaptea până la 12 noaptea pe stradă. Deci lucrurile astea trebuie să le facă. Pe când un prieten zice, da, hai să stăm amândoi până la 10, până la 12 noaptea pe stradă. Dar tata zice, nu, la 10, la 11 ești în casă, de exemplu. Deci, că sunt curioasă să ne dea Daniel mai multe din casă. Spune-ne, Daniel, ce faci cu copiii tăi? Ce faci, Daniel? Nu le pui limite și nu le pui reguli și ți se urcă în cap, spune-le repede. Nici noi, mamele, nu le facem asta, stai liniștit. Lasă, că eu sunt în extrema înaltă câteodată, eu sunt mai pe critică, așa. Da, ce să fac? Da, o fi de la zodie, nu știu, sunt mai perfecționistă și mă apucă cu critica pe mine. Da. Sunt și cu prietenia, dar mă apucă și critica, deci na, nu suntem perfecți. Mi se pare foarte interesant că până ne, nu știu dacă ne mai scrie Daniel, așteptăm. Gabi Găbița Berbec, și foarte bine punctat, mi se pare, nepoțelul meu este tot timpul lider, tot ce zice trebuie să faci ca el. Dacă nu, nu te mai înțelegi cu el. Aici putem să vedem un ușor dezechilibru care nu ne conduce neapărat în zona de lider, ci mai degrabă de persoană autoritară, mai pe șef, așa, mai de ce zic eu, aia trebuie să se întâmple. Și asta evident că vine la pachet și cu frustrarea părinților, dar cred că și cu frustrarea celui mic. Cum facem când pare că e prea mult? Da, așa cum ai zis, Gabi, atunci când copilul vrea să se întâmple lucrurile fix cum vrea el și nu se acceptă altceva, practic asta arată mai degrabă o teamă decât putere. Ca și cum, dacă nu faceți cum zic eu, eu nu mă descurc. Eu nu mă descurc cu lumea asta în care oamenii mai au și gândurile lor și așa mai departe. Sigur, dacă momentele sunt temporare, toată lumea are momente, toți copiii au momente, au momente în care lucrurile trebuie să se întâmple acum și nu 3 minute mai târziu, ci fix acum. Acum e cuvântul lor preferat. Acum. Așa. Am mai bate și din picior un pic. Exact. Da. Deci toți copiii au momente din astea. Ei, dacă este cumva, să zicem, mai degrabă a deveni ca o trăsătură, da, atunci aș spune, uite, de data asta facem cum vrei tu, dar mâine nu mai facem cum vrei tu. Mâine facem cum vrea surioara ta. Oh, păi se face dezastru, se face foc și pară, se face, se sperie, da? Pentru că nu se descurcă cu asta. Ce pățesc eu dacă nu se întâmplă lucrurile ca mine? Și atunci e în regulă să nu ne înțelegem cu el, cum ar veni, că nu, a nu ne înțelege cu el practic înseamnă că țipă, plânge, nu? Așa. Și ce ajută foarte tare, de fapt, este să stau cu plânsul respectiv al copilului. Chiar dacă el e supărat, da? Că nu i-au ieșit lucrurile. Și noi adulții batem din picior când nu ne iese ceva. Și ce bine ar fi să cum batem un tantrum, exact, să facem și noi un tantrum și cineva să zică, da mă, da, n-ai primit ce ai vrut. N-ai primit ce ai vrut. Da, uite, viața merge mai departe, dar zi-mi cât de nasol e că n-ai primit ce ai vrut. Și avem nevoie de un pic de plâns și de tantrum și de criză ca să iasă focul ăsta din noi. Da. Și să experimentăm până la urmă, foarte, foarte frumos ai explicat că de fapt atunci când avem tendința asta de a fi în control tot timpul, de fapt ne teamă cu ce se întâmplă cu noi când nu mai suntem în control. Țin minte că eu prima oară în viața mea am reușit să trec de chestia asta de control atunci când eram adult. Și mi se pare frumos așa că uite acum generațiile astea pot să reușească cu copiii lor să învețe cum e să nu fie în control și cu toate astea să trăiești, să supraviețuiești, să fie în regulă. Uite, Adriana Panait ne scrie, a fi lider nu înseamnă încăpățânare fără argumente, pentru că așa vreau, aici intervin, mai ales dacă îi afectează și pe ceilalți. Mai zici și tu, uite, poate afectează surioara sau colegii de la grădiniță sau prietenii din parc. Deja când ne încăpățânăm să fie cum vrem noi și asta poate să-i afecteze pe ceilalți și evident și pe noi. Că nici el nu se simte fericit atunci când plânge și bate din piciorul și vrea să fie doar ca el. De fapt, ăla e momentul în care putem să-l ajutăm. Da. Să
să învețe cum e să nu fie perfect și să nu fie tot timpul cum cred eu că e bine. Scrisese Daniel, dar am pierdut comentariul, ceva cu fiu, am scăpat, e cu limite. Deci înțeleg, Daniel, că pui limite la copii. Ți-am dat dezlegare și eu și Otilia. Ești pe drumul cel bun, erai bine. Practic, atâta timp cât îți protejezi copiii, cât știi să le pui limitele alea care să-i țină în siguranță, cât în timp îți pasă ca ei să fie în zona asta de protecție și să fie protejați. Și la asta mai adaugi bonus și calitățile de prieten. Înseamnă că ești bine, ești bine, că mă, echilibru și așa e iarăși overrated, e așa un concept la fel de defectuos ca și perfecțiunea, acest echilibru, dacă te strădui să fie echilibru, deja ai luat-o pe alt drum al altui extremism. Cumva, orică vrei perfect, orică vrei echilibru și te fierbânți acolo să fie așa, na, tot nu ești în regulă. Așa că ultima întrebare pentru tine este asta despre cumva cum să facem să ca echilibru să fie ceva benefic și nu neapărat o disperare de a ajunge acolo. Și cum facem să menținem balanța asta corectă între încurajarea independenței / autonomiei și totuși respectarea regulilor de bun simț, de siguranță, de protecție. Da, uite, așa cum zicea Adriana Panait mai devreme, da, faptul că nu respect reguli nu mă face autonom, da? Deci cumva merg pe aceeași direcție pe care a dat-o și Adriana. Faptul că nu respect reguli nu înseamnă că sunt un copil autonom, că sunt un copil, știți cum ne place nouă să zicem, domnule, am un copil, da, are personalitate, asta spunem. Și eu aș fi mai precaută cu a spune că un copil care nu respectă reguli are neapărat personalitate. Aș spune că un copil care nu respectă reguli nu respectă reguli. Atât. N-aș trage o concluzie. Dar m-aș uita un pic să văd de ce nu le respectă. Da? Când nu respectă reguli la modul general, înseamnă că se întâmplă ceva, intră în conflict cu mine. Pentru că dacă mă gândesc că natura copilului este aceea de a coopera, da? În momentul în care el e non-stop că nu, sau mai mult nu respectă decât respectă, înseamnă că el nu cooperează. Și dacă el nu cooperează cu părintele lui care îl ține în siguranță, îl protejează, îl ajută să crească, asta înseamnă că eu vin cu ceva un pic prea mult în relația cu el. Adică vin cu un pic mai mult control. Și atunci el nu respectă regulile ca răspuns la controlul pe care le exercit eu. Este voința mea și ceea ce face el nerespectând regulile se numește contravoință. Da? Deci voință, contravoință sau luptă de putere, cum se mai spune. Da? Și atunci când copilul meu practic nu respectă reguli, eu trebuie să văd, dom'le, eu cam cum mă port eu cu copilul meu, dar nu neapărat conștient, că noi ăștia care facem parenting suntem drăgălași și buni și dulci. Nu? Noi așa zicem că suntem părinți din ăștia drăgălași și buni care fac totul bine, dar avem așa și noi un pic un soi de manipulare așa pe dedesubt. Nu e așa că îți place să faci nu știu ce? Da! Nu e așa că... Da? Genul ăsta, știi? Da. Și acum el zice da, dar mai târziu nu respectă regulă. Și atunci eu trebuie să văd, dom'le, cât control exercit eu de fapt. Adică, cum îmi cresc eu copilul trăgând cu dinții să iasă într-un fel copilul ăsta? Și atunci el aici, pe asta se opune, la asta se opune. Uite, ziceam că e ultima întrebare, dar chiar mi-a ridicat din nou Adriana Panait o chestie interesantă la final, la fileu, pardon, și de aici de final. Da. Am trecut prin ceva asemănător cu fetița pe la 4 ani, fiind într-o vizită, se juca împreună cu doi băieți ai invitaților. Cam făcea regulile fără violență, ea e un lider blând și convingător. Tatăl băiatului, în schimb, s-a simțit foarte ofuscat și l-a zgâlțuit bine cum să asculte de o fată. Îl învăța să o atragă sub masă și să o bată. Am luat copilul și am plecat imediat și pentru siguranța copilului meu, dar și pentru mila băiețelului. Un alt tip
de confuzie de termeni între independență, autonomie și impunerea regulilor respectului prin, chiar prin violență, din păcate. Cum facem? Deci ce înțeleg eu este că Adriana întreabă, mai caut și o dată întrebarea. Nu întreabă, doar ne-a povestit această întâmplare și întrebarea mea. Ți-am pus, vine întrebarea de la mine. Cum facem în special atunci când creștem băieți să înțeleagă că a fi lider nu, și a fi autonom, a fi independent într-o oarecare măsură nu înseamnă să impui regulile și respectul prin folosirea forței până la urmă sau a ceea ce crezi tu că te face să fii bărbat? Da. Sigur că depinde de foarte mulți factori. Depinde de vârsta copilului. Dacă copilul e mic, mă duc și opresc bătaia. Simplu. Mă duc, intervin, îl dau la o parte și în felul ăsta, acționând, da? Deci eu nu cred în vorbe. Da? Nu cred în vorbe. Oprește-te, nu mai face. Sigur. Dar cel mai bine este să mă duc și să iau copilul și să spun gata. Și așa, practic, pun în fapte ceea ce vreau să transmit. Că nu e în regulă să faci asta. Dacă copilul este mai mare, sigur, dacă este preadolescent, adolescent, probabil că nu face lucrurile astea de față cu mine. Probabil că aud de ele, de pe la școală, da? Aud de la școală, de la grădiniță. Ei, atunci, dacă copilul meu a ajuns să fie agresiv, asta înseamnă că eu trebuie să mă uit la mine în familie. Nu mai merge nimic. Nu mai merge vorbărie, nu mai merge să mă duc să-l iau, nu mai merge să-l urmăresc cu mașina, nu. Merge să mă uit ce se întâmplă la mine acasă, ce se întâmplă în relația de cuplu, ce se întâmplă în relația mea cu copilul, ce se întâmplă în relația mea cu celălalt copil. De ce fel de hrană are parte acest copil, hrană emoțională de la mine. Și atunci eu trebuie să mă uit să investesc bun în relația cu copilul. Cam așa. Deci e un proces un pic mai lung. Da. Otilia, îți mulțumesc tare, tare mult. Uite ce repede s-a scurs timpul și mai aveam o grămadă, mai stăteam 2-3 ore lejer cu tine astăzi și să ne mai povestești lucruri și uite și oamenii cred că ar mai fi stați să îți pună întrebări. Nu uitați că partenerul nostru Generalia a pregătit pentru voi 10 premii foarte simpatice, formate dintr-un leu mare de pluș, un ghiozdan și o șapcă. Am și văzut pe ecran cum arată, arată foarte bine acest cadou. Primii 10 participanți care au completat formularul de la linkul din descriere vor fi desemnați câștigători și vor fi anunțați mâine printr-un comentariu la înregistrarea webinarului live. Uite, Cătălina Mărgărit ne spune: folositoare astfel de live-uri și oricum pe tot parcursul webinarului au fost foarte multe comentarii de apreciere vis-a-vis de ce ne-ai povestit și ne-ai explicat, Otilia. Așa că îți mulțumesc tare, 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 tare mult că ai fost astăzi alături de noi. Și eu îți mulțumesc, Gabi, și mulțumesc și vouă că ați fost prezenți alături de noi. Da, vă mulțumim tare, tare mult că ați fost alături de noi, că uite, ne-ați dat feedback-ul vostru, ne-ați spus situațiile voastre și cum credeți voi că ar fi bine să fie gestionate. Dacă vi s-a părut o discuție utilă și folositoare, nu uitați că înregistrarea o să fie pe aici, pe pagina de Facebook și pe canalul de YouTube Social Moms, după ce se va încheia transmisiunea live, deci puteți să o reascultați sau să o dați și către alte persoane să o asculte. Deci vă mulțumesc încă o dată, mulțumesc Otilia. Mulțumesc prietenilor noștri de la Generali care ne susțin în demersurile noastre de a avea cât mai mulți părinți informați în jurul nostru. Acestea fiind spuse, să aveți o după-amiază extraordinară și să ne revedem cu bine la webinarul următor. La revedere! La revedere!